despre personalitatea lui Geu Saezescu, cel care a pus bazele și acestui festival, dar și Facultății de Arte de la Hyperion. O să vorbim după ce vom vedea acest documentar. Misiunea mea este să prezint și filmul din seara aceasta, care aparține unui fost student al nostru, Dan Doroftei, aflat printre noi. Este un documentar eseu de lungmetraj despre Geo Saezescu și, așa cum spune titlul, reușește să vorbească despre lumea lui Geo Saezescu. Suntem aici în sală mulți foști prieteni ai lui Geo Saezescu și salut prezența domnului Mircea Mureșan și a doamnei Rodica Mureșan, în primul rând, care au fost printre cei mai apropiați prieteni ai lui Geo Saezescu. Dar Geo, așa cum spunea și Alecu, proiectorul film, este în noi, a rămas în noi. Era greu să încep să-l intervievez și oricum ar fi fost destul de ciudat care relație între tatăl și fiu și am preferat să... Adică nu că am preferat, a fost o minune faptul că a venit la mine Dan cu propunerea asta pe care am împărtășit-o direct și cred că am reușit să-i transmit și eu dintre secretele anumitor secvențe din film și să îi spun cam pe unde trebuie să accelereze. Eu am venit aici cu o dublă misiune. În primul rând am venit să ofer o diplomă in memoriam, o diplomă de onoare pentru marele regizor Geo Saezescu și să ofer trofeul Uniunii Cineaștilor, care este un scaun. Un scaun de regizor pe care a stat Geo Saezescu și sunt convins că va sta Cătălin. Mircea Drăgan a fost bun prieten cu Geo, s-au apreciat reciproc foarte mult și eu îl cunosc pe Geo. Am și zis lui râzând că eram în Spielhausen, că îl cunosc pe Geo înainte de a cunoaște pe Mircea Drăgan. După aia ne-am cunoscut așa cu toții și am fost prieteni. Am fost foarte, foarte emoționată să văd acest film care mi-a reamintit de foarte multe lucruri și de foarte mulți actori și actrițe pe care le-am cunoscut de-a lungul vieții mele destul de lungi.